Pasajul care a fost citit arată câteva realități pe care le întâmpinăm și noi în viața spirituală. De fapt, Vechiul Testament trebuie înțeles că tot ce s-a întâmplat acolo, la nivel fizic sau material, se întâmplă și în zilele noastre, dar din punct de vedere spiritual. Și pe scurt prezintă aceste câteva realități spirituale ale Noului Canaan. Noi, viața asta pe care trăim, nu e altceva decât cucerirea Noului Canaan. În primul rând, prima realitate este că trebuie să înțelegi că ai dușmani. Înțelege că ai dușmani. Israel a intrat în Canaan, dar aici, în Canaan, vei găsi dușmani. Ești în război. Dar ține cont că războiul este spiritual. Pavel spunea Nefeseni că noi avem de luptat, dar nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor. Avem și noi dușmani. Și, în al doilea rând, trebuie să înțelegi și această realitate că trebuie să identifici corect dușmanii. Dușmanii nu sunt frații, dușmanii nu sunt vecinii, nu sunt șefii, nu sunt colegii, nu sunt ceilalți. Dușmanii sunt duhurile răutății. Și Israel trebuia să identifice corect dușmanii. Nu toți erau periculoși. Vă amintiți de gabauniți. Gabauniții au aflat secretul acesta, că Dumnezeu a spus lui Israel, trebuie să lupți, trebuie să-i doar pe cei care sunt în canal. Cei care sunt departe, care nu sunt un pericol pentru tine, nu-ți pun viața în pericol, cu ei poți să închei acorduri de pace, tratate de pace. Nu te lupți, și nu ai treabă cu ei. La fel și în viața noastră sunt lucruri care sunt un pericol pentru noi, acelea, da, trebuie nimicite, altele care nu sunt un pericol, nu te ajută nu te încurcă. Adică, nu tot ce este în lume este rău sau periculos și așa au luat -o unii cu foarte, foarte multe lucruri pe care le-au nimicit și poate nu, nu, ar fi, nu ar fi fost corect. Așa au înțeles. Identifică corect dușmanii. Nu toți sunt periculoși. În al treilea rând, ceea ce am ascultat deja, progresează în, lucru, în luptă. Războiul nu este un eveniment, ci este un proces, încetul cu încetul. A durat ani de zile. Războiul acesta durează ani de zile. Dumnezeu nu vrea ca tu, într-o singură zi, să nimicești, să. Uh, cum să spun, să ai acea biruință de plină, să mustri toate duhurile, să rezolvi problemele spirituale. Observăm că Dumnezeu lasă viața ta să fie un întreg război. Și totdeauna pe pământ aveam această luptă. Și în lupta asta, apoi, Dumnezeu nu vrea ca tu să nimicești totul deodată. Nu vei scăpa de toate păcatele deodată. Nu vei scăpa de toate problemele odată ci încetul cu încetul. Pentru că, spunea aici, dacă îi nimicești deodată, apar alți dușmani, fiarele câmpului. Totdeauna, când scap de un dușman, dai de altul. Ține cont de asta. N-ai să scapi niciodată de dușmani. N-ai să scapi niciodată. Vei avea totdeauna de luptă. Dumnezeu are grijă să-ți dea de luptă în fiecare zi, în fiecare an. Tu doar trebuie să ții minte ceva, că trebuie să lupți încetul cu încetul și ce trebuie să faci? Să progresezi Adică mergând tot înainte, nu te interesează să ajungi într-o zi la capăt, dar ce contează este în fiecare zi câte un pas, câte un pas, câte o treaptă ai urcat. Asta vrea Dumnezeu și de la noi. Și asta e viața noastră. De aceea ne uităm în jurul nostru, suntem dezamăgiți, spunem, Doamne, încă am pierdut, încă n-am reușit aici, încă ceea ce contează este să avansez, să progresez. Să mai faci un pas, mai fă un pas. Asta contează. Nu te uita, nu aștepta biruința să fie deodată, biruința să fie de plină. Dumnezeu așa a îngăduit lui Israel, atunci lui Iosua și celor care au fost generația lui să cucerească acest Canaan printr-o luptă care nu a avut loc deodată. Nu într-o zi au câștigat tot războiul. De aceea a patra realitate spirituală din noul Canaan este ținta ta să fie victoria finală. Mergi spre victoria finală. Orice război este făcut din lupte. Din bătălii, le spunem noi. Și poți pierde o bătălie. Poți pierde. Adică se poate. E posibil să pierzi o bătălie. Și Israel a pierdut. S-a dus la cetatea aici, ce tari suntem noi, ce puternici. A căzut. Ierihonul, nu m-am strigat, nu mai am cântat, nu mai am zis și s-au făcut acolo cea mai puternică cetate, a căzut sub noi, ce mari și tari suntem noi. Și s-au dus într-o cetate mică, ai, și au fost bătuți, s-au întors rușinați, striviți, dar tocmai ieșecul acela a fost ceva care i-a ajutat. Poți pierde o bătălie, dar ce e important să nu pierzi războiul. De aceea țin, să fie, nu să nu pierzi bătălia, că poate tocmai eșecul te va ajuta mai mult, vei înțelege mai mult dintr-un eșec decât dintr-o victorie. Tocmai înfrângerea aceea te poate ajuta să te pocăiești, să-ți pui încrederea în Dumnezeu, să nu-ți mai pui încrederea în tine, să realizezi mult mai multe adevăruri decât dacă ai fi biruit. Gândiți-vă la Israel, dacă ar fi biruit atunci, deveneau mai mândri, mai încrezători în sine, cine suntem noi. Dar așa Dumnezeu te mai îngăduie, mai caz să cazi și tu în cei condamnai pe alții ca să lași tu mai încet? Nu? Să-ți mai facă și copiii de o gafă ca să o lași și tu mai încet cu critica altora? Să-ți se întâmple ție ceva, să cazi și tu și tocmai căderile acelea, eșecurile acelea te vor face să te mai calmezi și tu? De asta, ținta ta trebuie să fie victoria finală. Să ajungi la capăt. Poți pierde o bătălie, dar important este să nu pierzi războiul. Asta conta. De aceea și pentru noi ce contează, și poate nu vom înțelege asta totdeauna pe deplin, Biblia spune că cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică. Nu contează de câte ori caz, contează să te ridici totdeauna când caz. Și contează, cum spune Psalmul 20, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Adică contează la urmă cine-i victorios. Că poți să câștigi toate bătăliile, dar la urmă victoria finală este a vrăjmasului. Nu-ți ajută la nimic. Contează cum termin un lucru. De aceea înțelege că viața este o luptă. Chiar viața noastră spirituală este o luptă. Înțelege în primul rând că ai dușmani. Înțelege că ai dușmani. Diavolul este împotriva ta. În jurul tău este plin de dușmani. Viața pe care o trăiești sunt E plină de duhuri, de aceste realități spirituale cu care te confrunți mereu și mereu, și bătălia se dă totdeauna în tine. Înțelege că ai dușmani, dar apoi identifică corect dușmanii, că dușmanii nu sunt frații, nu sunt oamenii, ci dușmanii sunt duhurile, sunt atitudinile, sunt gândurile. Sunt lucrurile spirituale din jurul nostru. Nu toți dușmanii sunt periculoși. Adică să nu credem noi și să nu ne apucăm să luptăm împotriva a tot ce este rău. Pentru că nu toate ne afectează. Pavel spunea la un moment dat, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu toate îmi sunt de folos, nu toate lucrurile mă vor afecta. Să lăsăm pace alte lucruri, dușmanii de departe, pe cei care sunt uh, mult mai departe, care nu pot afecta viața. Progresează în luptă. Războiul nu este un eveniment, ci un proces întreg. Important să faci pas cu pas, în fiecare zi, mergând tot înainte. Pas după pas, încetul cu încetul. Nu o lua dintr-o dată, că oricum nu o să câștigi bătălia asta într-o zi, nu o să câștigi într-o săptămână, nu o să câștigi într-un an. Dumnezeu așa a spus, ia încetul cu încetul. Ca am eu timp să-ți dau și ca să echilibrăm lucrurile, pentru că dacă ai câștigat totul deodată, pierzi și vei avea alt dușman din altă parte și vei avea mereu alte probleme. De aceea, pentru fiecare zi, fiecare zi are luptele ei concentrează-te pe lupta pe care o ai astăzi și fii biruitoar. Și ținta ta să fie victoria finală, ce te interesează până la urmă, nu te mai ai căzut altă dată, ai căzut un an, doi ani în urmă, ridică-te, ținta ta să fie victoria finală. Eu mă port aspru cu trupul meu, eu un lucru, am o țintă, am, am ceva care, un lucru spunea Pavel, alerg spre țintă. Mi-am pus în gând asta și uitând ce este în urmă, mă arunc, mă arunc spre ce este înainte. Adică asta contează până la urma urmei. Ce este înaintea ta, înaintea ta este victoria finală. Țintește spre ea, mergi spre ea, Dumnezeu să ne binecuvinteze.